ca să lămuresc lucrurile mai mult. Eu sunt ferm convins că în urma unei vieți de pocăință Dumnezeu dă și prosperitate materială. Și cea mai mare dovadă pentru noi, istoriei vorbind, este Europa de Vest. Care odată ce a venit reforma și a venit lumina Evangheliei și oamenii s-au întors la pocăință, nu a existat altă zonă în lumea aceasta care să fie binecuvântată într-un asemenea mod din punct de vedere material. Încât lipitorile astea spirituale acum care l-au respins pe Dumnezeu și au devenit seculari și l-au scos pe Dumnezeu din societate, încă sug binecuvântările materiale care vin în urma principiilor stabilite de reformatori. Ei nu culeg acum binecuvântările materiale în Europa de Vest pe principiile lor. Pe principiile lor seculare. Nici vorbă de așa ceva. Pe principiile lor ateiste, nici vorbă de așa ceva. Ci pe principiile Sfintelor Scripturi care au fost aplicate de reformatori. Eu sunt ferm convins, repet, că în urma pocăinței Dumnezeu dă și binecuvântare materială. Dar această binecuvântare materială vine pentru noi nu pe baza unor promisiuni a legământului. Că nou legământ nu ne sunt făcute asemenea promisiuni. Da? Ci vin pe baza suveranității și providenței lui Dumnezeu. Da? Eu nu mă pocăiesc ca astăzi, zic, a, evreii au fost chemați la pocăință și li s-au promis prosperitate materială, eu mă pocăiesc și mi se va da prosperitate materială. Nici vorba de așa ceva. Eu mă pocăiesc în relație cu Dumnezeu pentru că Dumnezeu îmi cere lucrul acesta și când promite cel mai important lucru, o relație autentică cu El, o relație curată cu El, îmi promite viața veșnică, îmi promite o viață trăită cu El și prosperitatea materială, binecuvântările acestea vin așa după cum hotărăște Dumnezeu.